Da. Da, te rog frumos, părinte, pe de-a lui ești. Punctul 1. Determinați cel mai mare număr natural care împărțit la 21 dă câtul de 5 ori mai mare decât restul. Adică n împărțit la 21. Da. Rezultă. Rezultă. Cum împărțitorul. De ce se rezulte? Că mai zic o dată. Se rezulte? Natural, împărțit la 21, dar câtul de 5 ori mai mare decât restul. Așa. Deci câtul de 5 ori real. 5 ori real. Deci câtul să fie de 5 ori? 5 ori, așa zic. Câtul să fie de 5 ori mai mare decât restul. Așa. Și acum... Așa. Egal cu 21. Perfect. Oricâtul. Da. Plus restul. Plus restul. Da. Și acum restul poate să fie. Așa, restul aparține. De un început. Scriem așa, că restul e mai mic decât 21. Da. Restul e mai mic decât 21, deci restul aparține căror valori? Da. Adică 0, 1, da. 2. 2 puncte, până la 20. Până la 20, perfect. Și acum, să vedem. Determinați, citești încă o dată problema. Determinați cel mai mare număr. Cel mai mare număr. Natural. Da. Care împărțit la 21 dă câtul de 5 ori mai mare decât restul. Citim tot timpul cu atenție, Ienuțu. De determinați cel mai mare număr natural care împărțit la 21 dar câtul de 5 ori mai mare decât restul. Hai să locuim câtul e de 5 ori restul, da? Cum e aici? Deci nu va fi egal cu? Nu egal cu 21. A, 21, da. Ori. Dar n-am mai scris asta o dată. Oricât o plus. A, dar nu, decât să punem cât? Pe cine să punem data ori asta? Ori 20. De ce ori 20? Păi... Câtul cât este, uite. A, 5 ori rând. 5 ori... Așa zice, 5 ori rând. 5 ori rând. Rând. Plus rând. Nu? Plus rând, da. Și egal mai departe. Cu 21 ori 5. Auzi, tu nu s-a luat aici? Legat, vede? Nu pot suna? Că sunt doar chestii, că nu sunt de fapt. Ia-ți sună de când dacă poți. Când e telefon cu tine? Sună și spun să-ți întreagă. Nu, telefonul și-am știut să-l aveți. Pare foarte rău. Deci 21 ori 5 ori R plus R. Și 21 ori 5 face 5 ori 1, 5. 5 ori 2, 10. 105. 105 plus R. Și câți R sunt aici? 2. Nu, nu, 105 ori R și cu R. 106 R. 106 ori R. E când se obține cel mai mare număr? Pentru ce R cu putință? Ca să... E 106 mulțit cu R. Cu care R de aici înmulțit ca să-ți dea cel mai mare? 20. 20, asta e. Scrie cum R este... Cum N este maxim, ca așa spus, cel mai mare număr,
cum R maxim este ce? R egal cu 20. Atunci N maxim, maxim, egal cu 106 ori 20. 106 ori 20 egal cu 0, 26, 12. 2 ori 1, 2. 2120. Da. Deci cel mai mare număr, și mai cheie astăzi, cel mai mare număr care să aibă calitatea, când împărțit la 21, ne dă un cât de 5 ori mai mare ca restul. Da. Și noi ce am făcut? Am scris de urmă împărțire cu restul. Asta limpede. Am înlocuit pe C cu 5 R. Da? Și vine 21 ori 5 ori R. Și în final apare 5 ori 21 face 105 ori R plus R. Deci face 106 R. Și ca el să fie mare, înseamnă că R ăsta trebuie să fie maxim cu putință. Da. Și R maxim cu putință este 20. Deci 106 ori 20 este egal cu 2120. Iată-ne, am reușit să facem și acest exercițiu. A fost esențial să știm că R, iată, teorema împărțire cu rest, da, ce valoare ia R-ul în condițiile astea, și să înlocuim pe C cu 5 R, și gata, ieșiți-o, a mers, da? Următorul. Punctul 4. Te rog. Calculați media aritmetică a numerelor. Care sunt acelea? 17 și 23. 17 și 23. Cum adică? Media aritmetică. Da. La clasa acum, la cât se face media, se adună notele din oral, da, și îl parte la câte de... sunt ele. A, da, nu o să pot să. Da? La câte sunt ele. Da. Dacă sunt 3, la 3 se împarte. Da. Asta e media. Da. Așa, noi avem numai 2, împărțim la 2. Deci media aritmetică. Hai și le adunăm și le împărțim la 2. Atât. Egal cu 17 da. Plus 20. Supra 2. Da, supra 2. Și egal cu? Egal cu 7 și cu 30, 0 și cu 1, 2 și cu 2, 4. 40 și cu 2. Și egal cu? 10. 20. 20. Da, nu mai cam discuția, 20. Da. Asta e media aritmetica lor. Altă ceva. 3 la 3-a și 5 la 2-a. Media aritmetica lor, nu? Da, da. 3 la 3-a și 5 la 2-a. Acum, media aritmetica acestor două înseamnă? 27. Așa, plus? 25. Corect. 2. Așa, acum. 27 plus 25 împărțit la 2. Da. Și ne dă 7 și cu 5. Și cu 5. Ca să ajungem la 10. La 10. Mai luăm 3 și rămâne 2 acolo. Și 12. Da. 12. Ca să ajungi pe ăsta la 10, iei 5 de aici. Da. Și tot rămâne. Rămâne. Tot aceeași chestie. Da. Tu, cum îți vine mai bine? Da? 12. Deci 12 și 2 scriu și 1 reține. Da, 1 reținem și 1. Și cu 2. 3 și cu 2. 5. 5. 52 și 2. Și egal cu 2 în 5. 5. De o dată, nu, de două ori. De două ori, da. Da. 2 ori 2, 4, rămâne restul 1, mă covăram pe 2, 2 în 12 de 6 ori. De 6 ori, da? Da, 6 ori. Bun, acum, media aritmetica cui? 5 la 17 și 25 la 9. 25 la 9. Acum trebuie să... Îl putem scrie pe 25. Ca 5 la 2. Ai scris, ce înseamnă? Egal mai departe cu? Egal mai 5 la 17. 5 la 17. Plus 25. Scrie dată, 5 la 2, tot la 9.
Nu-i bine așa? Că 20. Da, da. Plus. 5 și la. Totul la 9. Și totul împărțit la 2, nu? Împărțit la 2, da. Dacă e paranteză, poate și mai toată adunarea asta. Deci toată asta. Asta tu? Da. Eu scriu sub formă de fracție, dar tu? Așa. Așa ca să iei bine, da? Da. Împărțit la 2. Egalul mai departe. 5 la 17 plus 5 la 2 ori 9, 18 împărțit la 2. Așa. Și tot împărțit la 2. Tot împărțit la 2. 5, 5, da. Pe 5 la 18, ca să te apropii de 5 la 17, ce se face? Cum se schimbă pe 5 la 18? 5 la 1 plus 18. Plus 17, plus 17. Nu așa bine? Ba da. Deci, 5 la 17. Plus 5 la 1, ori 5 la 18. Foarte bine. La 17. La 17, așa. Împărțit la 2. Totul de împărțit la 2. Așa, acum avem într-o parte și în alta 5 la 17. Avem factorul comun. Da, factorul comun. Și îl scoatem. Da. Și va fi egal cu 5 la... 5 la 17 pe lângă 5... 1, 1. E, aici ori 1. 1, da. Așa. Ți amintești? Ori 1, da. Da. 1 plus 5 la 1. La 1. 5 la 1 era 5, să zăbățești, da? Da. Împărțit la 2. Și egal mai departe. 5 la 17 ori 6, împărțit la 2. Da. Și... 6 împărțit la 2. 3. Face 3. Deci egal cu... 5 la 17 ori 2. Păi, terminat. Că unul din ei trebuia să împartă. Da. Un factor. Deci, iată, 5 la 17 ori 2. Asta era mai de altfel. Mai departe. Da. 5. Ce înseamnă răspunsarea de... Demonstrați că... Demonstrați că... punctul 5. Da. Demonstrați că 3 la 207. Demonstrați că 3 la puterea... 207. Plus 3 la 205. Și împarte exact la 10. Împarte exact la 10. Ce idee ai aici? Cum se face chestia asta? Păi ca să ne apropiem de 200... Ca să împartă o număr la 10, ce trebuie să întâmple? Ultima cifră cât să fie? Cu 0. 0, da. Uite, 350 se împarte la 10. Și egal cu 35. 720 se împarte la 10. Și egal cu 72. Deci că pentru ca un număr se împarte la 10, trebuie obligatoriu ca ultima cifră să fie 0. Scrie chestia asta. Un număr se împarte la 10. Un număr se împarte la 10 când ultima cifră este 0. Dar la 100, când un număr s-ar împărți la 100? Tot 0. Nu e suficient. Două zerouri. Deci, neapărat. Notează și asta. Un număr se împarte la 100 când ultimele două cifre sunt 0. A, și cu cât crește mai mult, cu atât... Sigur că da, în tot 0. 3 zerouri. Sigur că da. Am înțeles. Da? 3.000 se împarte la 3, la 1.000. Și mai e 3. Așa. Acum la noi, povestea este să aflăm ultima cifră a lui ăsta. Ultima cifră a lui ăsta
să adunăm cele două cifre și să dea Dumnezeu să ne dea zero. Da. Da? Asta e singura noastră speranță. Da. Deci 3 la 207 să facem cât este geometrata. Asta e pasul, da? Facem 3 la 207, da? Și pentru asta noi am făcut că la 3 ciclu este de 4. La 2, la 3 ciclu este de 4, de repetiția. Deci trebuie să împărțim pe 207 la 4. Da? Da. Deci facem așa. Deci 207 împărțit la 4. Egal. 20 deja 9. De 5 ori. 5 ori. 5 ori 4 sau 20. 20, nimic, îl coborăm pe 7, 4 în 7 de 2, odată. Odată, 1 ori 4. 4 și ne rămâne restul 3. Și atunci scriu, de împărțit, 207. Da, 207 egal cu 4 ori 51 plus 3. 451 plus 3. Da. Ei, și zicem acum, 3 la puterea 207 da. Este egal cu 3 la puterea 4 ori 51. Aha, plus 3. Plus 3. Și te gândești la 3 la 3. Plus 3 și în paranteză 3 la 3. Te gândești? Când ridici 3 la 3, care e ultima cifră la 3 la 3? Da, acolo sus, plus 3 sau jos? Păi plus 3 la exponent, că e 207 ăla. Da. Nu-i așa, bine? Fost o 207, îți scrie 4 ori 51, cât l-ai spus? Da. Da? Așa. Și acum te gândești la 3 la 3. Cât este 3 la 3? 8, 9. 3 la 3, adică 3 ori 3 ori 3 de 3 ori. 9. Ia să vedem. 3 ori 3 ori 3. Tu vorbești, egal cu. 3 ori 3, 9 ori. 9 ori 3. 27. 27. Deci ultima cifră este 7. Da. Deci la ăsta spui așa. Ai pus ca și cum ar fi 3 la 3. A? Și zici acum. 3 la puterea 207 este egal cu un număr lung cu multe cifre și la sfârșit 7 cu vară deasupra. Da. Da? Este un număr cu multe cifre și are ultima cifră 7. Acum ne zicem la 3 la 205. 3 la puterea 205 e egal cu? Facem 205. Așa. Împărțit la 4. Așa. Merge de 5 ori, 5 ori 4, 20, nimic, nimic, îl coborăm pe 5 odată, 1 ori 4, 4 și ne dă restul cu 1. Deci vine cât? 51, restul 1. 51 ori 4 adică plus 1. 205, da, 205. 4 ori 51 plus 1. Plus 1. Și atunci, judecăm așa. 3 la puterea 205 este egal ca fiind 3 la puterea deci 3 la puterea 205 3 la 205 este de fapt 3 la puterea 4 ori 51 plus 1 și în paranteză te gândești la 3 la 1 adică 3 la 205 egal cu numărul care are la sfârșit 3. Care la sfârșit? 3. Și acum... Tragi și le aduni. Ne dă ultima cifră 10. O, asta. 0. Deci 3 la puterea 207 plus 3 la puterea 205 este egal cu număr lung care are ultima cifră 0. Ce fericiți suntem. Ca acum suntem sigur că numărul ăsta se împarte la 10. Yeah. Ai înțeles șmecherie? Yeah. Dacă era cu 2, nu te speriai. Că și la 2 tot așa ciclu de 4. Și scrii pe ăsta 4 ori, deci trebuie să facem împărțirea exponentului la 4, cum am făcut de fiecare dată aici. Yeah.
scrii teorema împărțirii cu rest. Ce înseamnă 205? 4 ori 20? 4 ori cât? 4 ori 51? Sau cât o fie acolo? Plus restul? Și, urmă, restul acela îți indică ultima cifră, că, de fapt, 3 de aici este 3 la 3-a. Și 3 la 3-a a fost... 7 și ultima cifră e 7. Ultima cifră este 7. Da. Când ți-o dat restul 1, te-ai gândit la 3 la 1-a, am spus mai devreme, nu? Da, 3 la 1-a. 3 la 1-a este 3. Da. Deci ultima cifră este 3. Și fiindcă a fost vorba de adunare, atunci ne-am adunat. 7 și 3, 10, 0. Dacă era scădere. 7 minus 3, 4. Da. Da. Autorul a formulat. El a făcut partea asta, noi știm bine. Face asta în culise, le adună, le scade și ce dă acolo? Și în formare, fiindcă s-o dat 0, să se arate că se împarte la 10. Da? Da. Altceva? Mai am asta. Dar și pe ce o face? Eu aștept să fac, știi. Da, da. Calculați. Da. Aia să-l aflăm pe X. Așteptați un pic. Calculați. Punctul A. Da. 4 ori, paranteză rotundă, 5 la a doua, plus X, împărțit la 3, închidem paranteza, egal cu 7 ori, 2 la 4. Acum, 4 ori, 5 la a doua, care ne dă 25, 25 plus X, împărțit la 3, egal cu 7 ori, 2 la a patra, 8. Așa face de la a patra? Nu, 6. Nu mai a supărat la sfârșit. S-a întors 16. Da. Cum de zis 2 ori 4? Cum de zis 2 ori 4? Nu știu. Deci ala de sus, de câte ori se mulcești? 2 ori 2 ori 2 ori 2. Așa. Așa, așa. 4. Ce faci? Deci în 5 ori. Hai să desfacem paranteza. Nu o să păi, perfect. Așa. Acum îți facem paranteza. Foarte bine. 4 ori 25 plus X împărțit la 3. Atenție. Plus 4. Și pe ăsta trebuie să mulți. Plus 4 ori X ori 3. Așa trebuie să zicem. Distributivitatea. Da? Plus 4 ori X ori 3. Ori 3 sau împărțit la 3. Păi, dar ce-a fost? E pățit aici, da? Pățit. Așa, mă, Ștefanie. Corect. Așa, și facem înmulțire? Corect. Așa. 16 ori 7. 7 ori 6, 42, 24. 7 ori 1, 7. 7 și cu 4, 11. 112. Corect. Așa, acum, 4 ori 25, 25 ori 4, 4 ori 5, 20, 0 și 2, 4 ori 2, 8, 8 și cu 2, 9, 90. 8 și cu 2? 8 și, 10. Nu poți spune. Stăpânia! Băi, Vosevania, eu fac mecanic de acum. De 2 ori 25 fac 50, că am făcut, m-am băgat la cap. Da. Și iar 2 ori 25, 50, 50 cu 10 fac 100. Da? Da? Deci, 100 plus 4 ori X împărțit la 3, egal cu 112. Scădem 100 în ambii membri. Da. Deci, scădem 100. Și urmează. 4 ori X împărțit la 3, egal cu 100. Nu, 12. Cu 12. Acum 4 ori X egal cu 12 împărțit la 3. Nu e adevărat. Ori 3. Asta e altceva. 4 ori X egal cu 12 ori 3. Da? Asta e proba împărțită. 4 ori X egal cu 3 ori
2, 7, 3, 1, 3, 3 pe 7. Așa. X egal cu 3 pe 7 împărțit la 4. X egal cu 9. X egal cu 9. Mai un punct, da? E BC de E. Hai să vedem, hai să vedem să te faci. Zece ori X. Plus 29. Da. Egal cu, paranteză rotundă, 1 plus 3 ori X. Da. Închidă paranteza o 7. Așa. Uite banii. Bine, că avem un membru X. Deci facem paranteza. Așa, da? Da. 10 X plus 20 nu avem ce face. Da, 10 ori X plus 29 egal cu 1. Ori 7, 7. Că distributivitatea. Și din dreapta și din stânga, tot așa. 7. Plus? Plus 20. 1 ori X. Ori X, da. Scădem un 10 X de la membrii. Da, minus. X. Și echivalent cu? Și echivalent cu? 29. 29 egal cu 7 plus 21. Da, minus 10 X. A. Că am scăzut din ambii membri. Din 21 scădem în 10. Da. Și ne dă 1. 11. Că e 21. Da. S-a scăzut 10. Deci plus 11. A. X. Și acum 29. Sau 11. 11 X egal 29 minus 7. Că e adunarea? Da. Deci 11 X egal cu 29 minus 7. Și egal cu 22. 11 X egal cu 22. Da. Adică X cât va fi? X egal cu 22 împărțit la 11. 11 și X egal cu 2. X egal cu 2. Și terminat. Ești altul. Ce? Da. 5 ori 2 ori X minus 9 închidem paranteza egal cu 5, 3 ori X. Egal cu 3 ori X, da? Da, plus 11. Dar aici așa, unde se închid paranteza? Așa. Nici n-aveam nici ori ăsta aici. Ei. Eu? Acolo scrieți 11, nu că ea. 11, da. Bine. Acum... Mulțumim, 5 ori 2 face 10. 10 X. Da. 10 ori X. Minus 9 ori. Egal cu 3 X. X plus 11. Din ambii membri cât se scădea? Nu, 3X. Că e mai mic când scădea. Deci e mai mic. 3, da. Și ne dă 7X. Da. 7X. Minus 9, egal cu 11. Adică 7X egal cu? 7X egal cu 11 minus 9. Plus 9. Că e scădere aici, dacă ai fost naturale, din așa. Deci, practic, avem un nou în ambii membri și vine 11 și 9. Așa, 7 ori X egal cu 20. Da. Și X egal cu... Pare rău, dar X-ul nu mai este natural aici. Da. 7 ori cât se facă 20, X-ul este greșit. Da. Da? Înțeles. Da. Scriu greșit. Da, greșit este dat aici. Greșit. Da. De. Da. Aici mai fost, dacă a fost un paranteză, mai fost înmulțit sau împărțit la ceva. Din păcate, uitat, e problema. Așa, 7. Da. 7 ori 1 plus 6 ori x. Închidem paranteza. Egal, 30 minus x în paranteza. Ori 3 plus 7. Așa, 6 ori x este aici, nu? Da. Bine. Bine. 7 ori 1, 7 plus 20, 42. 42 X. Da. Egal cu? Așa.
Primul 30, 90. 90. Minus 3, X. Minus 3. Plus 7. Așa, și acum... Adunăm în ambii 3X. Că ăsta e minus 3X. Da. Deci, facem invers de cât are semnul acolo. Da. Deci adunăm în ambii 3X. Deci, așa facem mereu. De exemplu, dacă era plus, făceam... Scădem pe cel mai mic sau adunăm pe cel mai mic. Și dacă era înmulțit, împărțeam. Împărțeam prin ambii membri. Da? Da. Deci... Plus 3X, adică 7... Plus 45 ori x egal cu 90. 90 cu 7, 97. Da, 97. Așa. Bun, și... Acum scădem o 7, da. Aflăm numai 45x. 45x este egal cu... Este egal cu 90. 90, pur și simplu. Da. Și x egal cu 90 împărțit la 45. Dar de ce la noi? Păi plus la 45, așa. Nu mă grăbesc, vezi? La 45 egal cu... 45 de 90 de 2 ori. Așa. De 2 ori. Sinteza. S-a terminat, da? Sinteza ori. Te rog să iei tu de la capăt și ce problemă am rezolvat. Uite-te așa, ca să ne punctăm. Pe parcurs, să facem o sinteză a zilei corectă. La toate întrebările tale. Păi am făcut compararea a două puteri. Da. Compararea două puteri cu baze. Cu și exponenți. Exponenți. Diferiți. Și aici am discutat foarte frumos, nu? Da. Diferiți. Așa. Doi. Teorema împărțirii cu rest. Bine. Teorema împărțirii cu rest. Media sau... Media aritmetică la două sau mai multe numere, nu? Da. Media. Aritmetică a două numere. Și aflarea lui X sau... Aflarea unei necunoscute. Rezolvarea unui ecuație, să te așez. Da. Rezolvarea... Mai multe. Varea unor... ecuații. Încă mai vreau să spui. A fost ultima cifră foarte tare. Da, ultima cifră când... 2 la puterea, nu știu, da? Ultima cifră a unei puteri. Da, ultima... 4 la 10, da. Ultima cifră a unei puteri. Da. Și cam asta a fost drumul. Da. Așa să zicem la revedere. Și tuturor celor care au urmărit lecția noastră sau ne vor urmări, ne spunem sigur că au ce învăța. Da. Și îmi pare foarte rău că la numit lecțiile mele ne-am spus de un like și un share. Da? Da. Să ne dea un like și un share și un comentariu, cum mai fac foarte mulți. Lasă și un comentariu acolo pentru că noi ne-am străduit cât am putut. Iar ție îți doresc din tot sufletul să ai mărit succes. Mulțumesc. La revedere.